1 decembrie, ziua României. 1 decembrie, ce eveniment istoric? Ce s-a întâmplat în 1 decembrie? Unirea, Marea Unire. Cine cu cine s-a unit? S-a rămânească cu Moldova. Păi, nu se știe, 1 decembrie, ziua e. Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie? Ce eveniment istoric? Da. Știe toată lumea ce s-a întâmplat. Da. M-ați luat prea repede. Nu știți? E, nu știu. Ziua eliberării. De sub cine? De sub jugul fascist. S-a răsturnat dictatura, s-a trecut la democrație, mai multe. Deci, dictatura cui? A lui Ceaușescu? Cui? Da. Ziua națională a României. Păi da, dar ce eveniment istoric? Ce reper istoric? Ce s-a întâmplat pentru Unirea Principatelor? Da. Unirea Principatelor Români. 99 de ani. Asta am zis. 99 de ani, Unirea Principatelor. Cine cu cine s-a unit? Țara Românească cu Moldova, cu... Am înțeles. Ce sărbătorim azi? Ziua României. Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie 1918? Nu eram aici, eram plecat în afară. Ce se sărbătorește azi? Ziua Armatei. Ziua Armatei. Da. Nu Ziua Națională. Ziua Națională. Ziua... Ce eveniment istoric? Poftim? Ce eveniment istoric sărbătorim? Ce s-a întâmplat de 1 decembrie 1918? Unirea. Unirea. Ce sărbătorim noi azi? Ziua Națională a României. Dar ce eveniment istoric? Ce s-a întâmplat pe... Cum să vă spun? În timpul războiilor sărbătorim oamenii care au luptat pe front. Ce eveniment istoric? Okay, Ziua României, Ziua României. Dar ce s-a întâmplat? Ce sărbătorim noi Ziua României? Păi ziua! 99 de ani de la independența României. De sub cine ne-am eliberat? Eliberarea României? De sub domnița fascistă, nu? Ce sărbătorim azi? Ziua României. Dar ce s-a întâmplat de Ziua României? Unirea. Unirea. Cine cu cine s-a unit? Unirea Principatelor Române. Ce sărbătorim noi azi ca români? Ziua României. Dar ce s-a întâmplat? Marea Unire, facem 99 de ani, la anul facem 100.